În cea mai neagră perioadă pentru Ucraina, sute de români și-au deschis casele și inimile și-au oferit adăpost și alinare pentru mii de refugiați. Se întâmplă și la Năvodari, unde sediul comunității rușilor lipoveni a devenit un hub umanitar și de socializare pentru mamele care au fugit de moarte cu copiii de mână. Este o dovadă că avioanele și bombele Federației Ruse nu au reușit să distrugă valorile umane, empatia, idealurile și grija față de semeni. Stăm de vorbă în minutele următoare cu președintele comunității rușilor lipoveni din Năvodari, Rafael Nichita. Bun găsit! Bun găsit! Mulțumesc de prezență! Și eu vă mulțumesc că ați intrat cu noi în jurnal. Vă rog să-mi spuneți ce ați făcut pentru acești copii și pentru mamele lor. Da, după cum bine a spus, o perioadă neagră pentru ei, săracii. Am încercat să venim în sprijinul lor cu tot ce am putut. În primul rând, de la cazare, masă, produse de igienă, alimentație, să se simtă ca acasă. Nicăieri nu-i ca acasă, dar măcar să-i facem să se simtă bine. Am intrat în sprijinul lor și cu ore de limba română, căci avem dacă ți lucru să învețe limba română, să se poată integra în societatea noastră. Chiar am rămas plăcut cuprins că după primele două, trei zile am încercat să intre în discuție cu mine, folosind expresii în limba română. Ce mai faceți? Până acum vorbeam dobria utra, ratrile. Oamenii vor să învețe, dintre ei vor să rămână să muncească în țara noastră. Alții așteaptă să se fie războiul și să se facă acasă. Sunt multe familii de care aveți grijă? Am avut peste 30 de familii, dar dintre au fost în tranzit, au plecat în diverse orașe din Europa. În momentul de față avem grijă de 9 familii, sunt 11 adulți și 12 copii. Ce v-au povestit până acum? Ce v-au povestit? Da, e greu de spus, greu de ascultat, săraci de dată lacrimile, au plecat cu ce au apucat în valize. Chiar am discutat de Ismail, care spunea că nu se gândesc că vor fi bombardați, că nu prezintă un interes orașul lor. Și când au auzit prima bombă în jurul locuințelor, am pus în valize ce au apucat, au plecat, venind aici la noi, ce au nevoie, a spus să vedem să facem valizele, pentru că am primit și spus ce am pus în valize, așa, am plecat în goană, am plecat în goană. Copilașii pe care... Da, și sunt bine aici, avem revenit de grijă ce trebuie și inclusiv la drog, au fost apologii și adulți și copii, ducem la drog, avem câte de timp, până se vor întoarce acasă. În discuție cu directorii de la școli, am înțeles că ei pot fi prezenți în sălile de curs ca audienți. Adică pot fi un fel de observatori, dar dacă știu limba română sau nu, pot interveni. Deci aceste termene pot fi prezenți ca audienți în sălile de curs. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Cu drag, cu bună plăcere. Doamnelor, domnilor, noi continuăm știrile.